Tatăl Simonei Halep a reacționat după ce fiica lui a fost depistată pozitiv la o substanță folosită împotriva anemiei, care se află pe lista substanțelor interzise de Agenția Mondială Antidoping. Substanța, spun specialiștii, ar crește rezistența la efort și ar stimula oxigenarea mușchilor imediat după această veste fără precedent în cariera sportivei. Antrenorii Simonei, dar și sportivi celebri, au transmis acestea mesaje de încurajare. Un mesaj a transmis și Halep prin intermediul rețelelor de socializare. Sportiva a scris că nu a luat în mod conștient substanța interzisă și că va depune toate eforturile pentru a dovedi asta. O reacție a venit și din partea familiei tenismenei. Tatăl Simonei Halep, Stere Halep, consideră că dubla campioană de Grand Slam nu ar fi apelat niciodată la substanțe interzise și spune că adevărul va ieși la iveală. Stere Halep a mai anunțat că fiica lui a trimis către Tribunalul de Arbitraj Sportiv probe care să-i susțină nevinovăția. Simona e curată. Peste 100% am încredere. Da, dar ați văzut că toată populația, să zic, a României o susține pe Simona. Evident, pe Simona e corect.